O explozie a avut loc azi dimineață într-o gară auto din New York. Cel puțin două persoane au fost rănite, iar alte câteva sute au fost evacuate. Forțele de ordine au împânzit zona și au fost impuse restricții la trafic. Zeci de ambulanțe au intervenit la fața locului. Poliția a reținut un suspect de 27 de ani care locuiește în Brooklyn. Bărbatul amplasase bomba în partea dreaptă a jachetei și a declanșat-o în timp ce se afla în tunelul de tranzit Manhattan. Acesta are răni grave, însă forțele de ordine au reușit să vorbească pentru scurt timp cu el. Presupusul terorist a declarat că și-a confecționat mecanismul artizanal la compania electrică la care lucrează. Oamenii legii investigează toate circunstanțele în care s-a produs deflagrația.